Oceanul global este plin de mistere, căci doar o mică parte a lui a fost studiată. Dar indiferent de ce creaturi înfricoșătoare se întâlnesc acolo astăzi, puțin probabil că putem să le comparăm cu monștri îngrozitori care locuiau în ocean într-un trecut foarte îndepărtat. De la rechini gigantici și strămoșii prădători ai cașalotului cu greutate de 100 de tone, până la un pește groaznic cu o mușcătură infernală. În acest episod vă voi arăta acești monștri străvechi și vă voi povesti cum luptau cu sute de milioane de ani urma. Așa că puneți un like și să începem! Mosasaurul. Mosasaurul sau reptila din râul Moza. Cu milioane de ani urmă, sau mai exact vorbind cu 66 de milioane de ani urmă, mosasaurii erau la fel de numeroși cum sunt astăzi rechinii și balenele. Deținătorii unui corp colosal, aveau două perechi de înotătoare și niște fâlci cu dinți masivi. Puteau să ajungă în lungime până la 10-17 metri, în mediu cântăreau 10-15 tone. Capul mosasaurului semăna cu a unui crocodil și era înarmat cu sute de dinți ascuțiți ca o lamă. Așa armă îl ajuta pe mosasaur să-i distrugă chiar și pe cei mai protejați adversari. În momentul apariției mosasaurilor, o altă creatură brăzda apele oceanelor. Rechinul acesta exista la acea vreme deja de 250 de milioane de ani. Cretoxirhina, sau rechinul Ginsu, era cel mai mare și aprig adversar al șopârlei din râul Moza. Cei doi, cel mai probabil, vânau în aceleași ape. La ce putea duce asta? Corect, la încăierările dintre ei. După cuvintele paleontologilor, rechinii atacau mosasaurii la sigur, pentru că pe unele schelete se văd clar urme de rechini. Rechinii, în general, atacau indivizii tineri, răniți, bolnavi sau puii. Cretoxirhina seamănă foarte tare cu marele rechin alb. Avea lungimea de aproximativ 8 metri, iar greutatea putea ajunge la 3,5 tone. După cum ați putut deja înțelege, era un prădător suprem în ecosistemul său. Vâna diverse animale, inclusiv mosasauri și plesiozauri, alți rechini și pești mai mici. Colții și fălcile lui îngrozeau, anume ei jucau un rol decisiv în luptele cu alți locuitori acvatici, iar mușcăturile erau deosebit de crude. Plesiozaurii. Dimensiunea acestor șopârle de mare în lungime varia de la 2 la 15 metri. Plesiozaurii au existat de la sfârșitul perioadei triasice până la sfârșitul celei cretaice, dacă vorbim în cifre, cu undeva 227-66 de milioane de ani urmă. Existau două subordine de plesiozauri, respectiv și stilul lor de viață se diferenția. Unii aveau gâturi lungi cu cap mic, iar alții cap mare cu gât scurt. Văzând pe poze o șopârlă uriașă cu gât lung, mulți o pot confrunta cu monstrul Loch Ness. Dar care era treaba cu dușmanii plesiozaurului? În general, cu mosasaurul, pomenit mai devreme, era în conflict. Plesiozaurii cu gât scurt erau mai rapizi, de aia urmăreau peștii cu o viteză mare. Șopârlele cu gâtul mai lung erau niște creaturi foarte viclene, care își foloseau avantajul ce depășea de multe ori lungimea corpului, adică gâtul. Prindeau prada ținând cu capul, peștele pur și simplu era luat prin surprindere. Mosasaurii, fiind niște ființe foarte puternice, s-au învățat să-i câștige pe ambii adversari. De exemplu, au atacat cea mai vulnerabilă parte a plesiozaurilor cu gâtul lung. În timpul luptei, mosasaurul apuca rivalul de ligamente și literalmente îi rupea gâtul. În general, plesiozaurii erau interesați de pește și cefalopode, dar după unele date, înăuntru unui schelet de plesiozaur de 6 metri, a fost găsit un schelet de mosasaur de 4 metri. Asta înseamnă că fălcile în forma de U îi permiteau reptilei antice să înghită prada în întregime. Liopleurodon, reptila cu cap de crocodil, cu două perechi de înotătoare și coadă scurtă. Un aspect destul de neobișnuit, nu? Oamenii de știință până acum nu pot ajunge la o opinie comună cu privire la dimensiunea liopleurodonilor. Ajungea lungimea lor la 6 metri sau chiar la 15. În general, această reptilă face parte din ordinul plesiozaurilor. Era unul dintre cei mai temuți prădători care a locuit în mările perioade jurasice în urmă cu 160-155 de milioane de ani. Era un adevărat vânător. Fălciile sale lungi și colții ascuțiți ca niște ace îi făceau pe alți rivali vulnerabili în timpul luptelor.
Megalodon. Acum haideți să ne imaginăm următoarea situație ipotetică, martor ocular și contemporanii căreia din fericire nu vom deveni. Doi monștri uriași se luptă între ei, Megalodon și Leopleurodon. Care este poziția dumneavoastră? Pe cine pariați? De la început putem să le studiem dimensiunile, atunci rezultatul va fi clar. Mulți cercetători consideră că lungimea Leopleurodonului era de 5-7 metri, de aia nu-l poți numi gigantic. Însă Megalodon, cel mai mare rechin din istoria Pământului, ajungea la 18 metri în lungime, ceea ce e egal cu înălțimea unui bloc de 5-6 etaje. Adică putem nici să nu-l comparăm cu marele rechin alb din ziua de astăzi. Megalodon îl întrecea mult la capitolul mărime. Dar cum rămâne cu cele 5 rânduri de dinți masivi? Dinții de Megalodon erau de 2-3 ori mai masivi și mai rezistenți decât ai marelui rechin alb. Dimensiunea lor medie variază de la 10 la 13 cm. Unii dintre dinții găsiți ajungeau la 17-18 cm. Cel mai mare exemplar găsit vreodată avea 19 cm. Așadar, dacă vreo ființă decidea să se lupte cu el, puțin probabil că ar fi supraviețuit. Dimensiunea și dinții ascuțiți e avantajul care i-ar fi oferit lui Megalodon o victorie fără dubii. Balena Leviathan Melvillei. Face parte din genul vechilor cașaloți, care au trăit în America de Sud cu aproximativ 12 milioane de ani urmă. A fost descoperit abia în 2008. O parte din numele neobișnuit l-a primit de la monstrul din Biblie, iar cealaltă de la autorul cărții Moby Dick, Herman Melville. Lungimea totală estimată a Leviatanului varia între 13,5 și 17,5 metri, greutatea între 100 și 120 de tone. Era proprietarul unui set de dinți destul de mari. Diametrul celor de sus era de 12 cm, iar lungimea ajungea la 36 de cm. Sunt cei mai mari dinți din toată istoria animalelor. Așa fel erau mortale și Megalodon și Leviathan înotau prin oceane cu 10 milioane de ani în urmă. Deși nu prea există informații despre luptele dintre ei, haideți totuși singur să-i punem într-un ring imaginar și să ne gândim ce ar putea ieși din asta. Pe acești doi prădători îi interesau cam aceeași sursă de hrană, balenele. Cei doi la categoria dimensiuni seamănă, doar că Leviathan are greutatea și dinții un pic mai mari. Rechinul cel mai probabil era mai agil. În confruntările de genul câștiga mai degrabă cel care ataca cu succes și cel care îl detecta pe adversar mai devreme. Dunkleosteus. Ați auzit vreodată de așa monstru? El a trăit cu 415.360 de milioane de ani în urmă, în perioada Devoniană târzie. Era una dintre cele mai feroce creaturi a timpurilor sale. Doar uitați-vă cum arăta. Și răspunsul la întrebarea de ce? Dacă ați avut-o, cred că este clar de la sine. Acest pește avea una dintre cele mai puternice mușcături de pe vremea sa. Asta înseamnă că putea fi mai puternic decât orice dinozaur și orice prădător pe care îi cunoaștem în ziua de astăzi. Dacă vom lua crocodilul de azi, deținătorul celor mai puternice fălci care există acum și peștele Dunkleosteus, puterea crocodilului e de două ori mai mică. Merită de spus că după cele mai modeste calcule, indivizii ajungeau la 8 metri în lungime și cântăreau aproximativ 4 tone. Se considera a fi în vârful piramidei prădătorilor din acele timpuri, ceea ce înseamnă că prada altor animale probabil că nu devenea. Cu cine se lupta atunci, vă întrebați voi? Păi cu alt Dunkleosteus. Putem doar să ne imaginăm lupta dintre doi prădători care n-aveau niciun dinte, dar aveau niște structuri osoase foarte dezvoltate. Ele și erau un fel de armuri și arme în același timp. Câștiga în luptă cel mai puternic și cel mai viclean. Toate aceste creaturi într-adevăr au existat și au notat cândva în oceanele de pe Terra. Dar cum rămâne cu monștrii mitici? De ce să nu aruncăm o privire și asupra lor? Rămâneți cu mine ca să vă povestesc despre niște monștri care din fericire pentru oameni existau doar în mituri și legende. Kraken. Acest monstru legendar are niște dimensiuni uriașe. El seamănă cu o caracatiță enormă. Conform legendei, trăiește pe lângă malurile Norvegiei și Groenlandei. Tentaculele sale sunt suficient de puternice și cu ușurință relativă poate să tragă sub apă nave întregi și să distrugă orașe. Kraken se deosebește printr-o rezistență sporită care corespunde cu puterea lui. Pe lângă tentaculele sale mai este înarmat cu o gură care se deschide larg, plină de dinți ascuțiți.
Jormungandr este un șarpe de mare din mitologia scandinavă, simbol al întunericului și a distrugerii. A fost născută de ureașa Angroboda de la zeul Loki. La naștere a fost aruncat în ocean, unde și-a crescut. A devenit atât de enorm că a reușit să înconjoare Midgardul, care în mitologia scandinavă înseamnă lumea locuită de oameni. Umibozo. După legendă, Umibozo trăiește în ocean și răstoarnă barca oricui care va îndrăzni să vorbească cu el. Numele acestui spirit japonez unesc ieroglifele care înseamnă mare și călugăr. Probabil că are de-a face cu faptul că, după legendă, Umibozo are un cap mare și rotund, care seamănă cu capurile rase ale budiștilor. În afară de asta, este descris ca o fantomă care organizează naufragii și omoară pescari. Corpul lui e descris ca gri și negru, asemănător unui nor, iar membrele lui au formă de tentacule. Conform alte legende, dacă Umibozo este supărat, cere ca echipa să pună un butoi pe punte. La rândul său, el îl va umple cu apă de mare, apoi va scufunda nava. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii care monstru v-a impresionat cel mai mult din episodul de astăzi. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!